Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să vă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu, cei cu Andy. O farsă bună merită încă una bună. După cum spunea străstrăbunicul meu, o farsă bună merită încă una. De asemenea spunea: uneori faci o mișcare greșită și toți au ceva cu tine. Mă rog, asemănător situației în care sunt acum. Așa că unii oameni pur și simplu nu pot aprecia o glumă bună. Hai, lasă că se spală. Nu crezi că am încercat să mă spăl? Nu crezi că am încercat asta? De unde puteam să știu că vopsea albastră pe care am folosit-o la petrecerea anuală a profesorilor era rezistentă la săpun? Hm? Ah, Doamne, părinții voștri au fost de acord cu mustrarea. Un an de pedeapsă, nimic mai puțin. Îl înțeleg pe directorul de Roza că este puțin supărat, dar un an de detenție? Hei, poate să fie un record. Hacin s-a observat că lipsesc? Da, ți-a transmis că trebuie să faci o temă specială. Apoi a început să râdă, aiurea. De ce se ia direcțiunea de mine? Mă întreb. Andy, după cum bine cred că știi, 100-a aniversare a școlii este săptămâna viitoare. Cine ar putea să uite acest lucru? Restul clasei pregătește case pentru modelul miniatură al orașului nostru, așa cum era el acum 100 de ani. Deoarece ai chiulit de la o oră din nou, construi hangarul cel mare și trebuie să arate exact la fel ca în trecut. Ai înțeles? Cum fac asta? Ai, Andy, ești artist, uitându-ne la modul în care îți place să lucrezi cu vopsele și cerneluri. Când vei fi la primărie pentru a te documenta legătură cu magazia, vei descoperi că străbunicul a fost proprietarul magaziei pe care o vei face tu. Ar fi trebuit să folosesc mai multă vopsă. Am făcut glume și am fost pedepsit un an și acum trebuie să fac glume ca să scap de pedeapsă. Sunt atâtea lucruri peste care trebuie să ne uităm. Ar fi mult mai ușor dacă aș găsi o hartă veche a orașului sau ceva asemănător. Mortul Ezekiel Larkin. Hei, ăsta e străbunicul meu. Mortul este bărbătesc. Ce știi tu? Bunicul Mortul a scris istoria Est Gekel. Pariez că este o descriere fascinantă a vieții din trecut. Viața aici în prerie este plină de emoție și aventură. Într-o zi legam caii de vagon, iar a doua zi îi dezlegam. Ia uite ce fază. Wow. Ia te uite aici, este testamentul bunicului Mirkel. Aceasta este ultima mea dorință și testament și bla bla bla. De asemenea doresc ca tot pământul meu să rămână celui mai mare fiu din generațiile viitoare. Unde era pământul? Este pământul pe care se află școala. Dar l-a vândut pentru $1. Aș fi putut deține școala. Ei, dar ia stai puțin. Acestea sunt poate singurele copii. Deci dacă actul acesta de vânzare ar dispărea în mod misterios și tot ceea ce rămâne ar fi actul pământului și testamentul, cine ar deține școala atunci? Eu! Cred că e timpul să primesc respectul cuvenit unui proprietar de terenuri. Bun, în primul rând am să trimit asta prin fax către biroul primarului. Iar tu, prietene, trebuie să rătăcești actul astfel că nimeni să nu-l găsească pentru o perioadă mai mare de timp. De preferat încă 100 de ani. Cine s-ar fi gândit că voi afla ceva în timpul cercetărilor? Deci dacă toată lumea va crede că deții școala, ce se va întâmpla? Înapoiesc pământul orașului când de Roza mi-anulează anul de detenție. Dar au trecut ceva zile și nimeni n-a intrat în panică. Acordă-le timp, nu lucrează nimeni în weekend. Dar repede, ascunde-te. Mi s-a părut că îi văd mergând pe aici. Sunt, știi tu, morți. Am testat vopsea albastră pe piscina lui Lici. Din păcate era o doză dublă, așa că vor încerca să se răzbune pe mine pentru multă vreme. Andy și Danny, vai, ce mă bucur că vă văd, tinerilor. Cu ce vă pot ajuta? Ce ziceți de o pizza? Să vă spun ceva, mergeți la restaurant și comandați orice vreți voi. Da, copii? Ce? Mulțumim!
Și brânză în plus pentru mine. De ce o fi oare așa de drăguț? Deni, prietene, cred că operația de anulare a detenției a început, crede-mă. Poate vrei să mai lucrezi la asta puțin. Da. Slavă Domnului că în sfârșit s-a șters vopseaua. N-am timp să fac toate temele în plus, acum că sunt proprietar de terenuri. Dacă primarul a crezut faptul că deții terenul, nu înseamnă că și de Roza va crede. Școala East Gecko? Bineînțeles, domnule primar Rova, fac legătura. Domnule director de Rosa, primarul este pe linia 2. Spune că este urgent. Domnișoara Weevils, niște puși desenează musteți pe picturile din hol. Oh, copiii ăia. Da, domnule primar Rot. Da, dar face numai necazuri. E imposibil să nu te enervezi pe el. Nu, domnule, nu vreau să devină proprietarul permanent al școlii. Oricine în afară de el. Vă rog, e foarte bine, bine. Până se rezolvă situația cu proprietatea, am să încerc să-l fac cât mai fericit pe Andy Larkin. Nu, îl voi stresa deloc. Vă asigur, domnule primar. Da, e bine să fii rege. Bufon, fama, să râd din nou. Andy! Eram supărat vineri. Hai să uităm trecutul, te rog. Cum rămâne cu anul de detenție? Asta, consideră-l anulat. Școala mea este școala ta. Puteți să mai spuneți asta odată? Regele Andy are un inel frumos, nu-i așa? Pariez că ăsta golește inventarul tău de farse, ce zici? E în regulă. Ne amintim de microfonul fără fir, speaker și lipici. Da. Crezi că vom avea probleme că am lipsit la prima oră? Ei, dețin școala asta. Poți lipsi de la toate orele azi. Mersi. Băieți, Andy vrea să vă ceară scuze în legătură cu vopseaua albastră. Ar face bine. Unde e? Relaxați-vă, îl aduc. Amorțitul de Larkin e, știi tu, terminat. Nu-mi cer scuze pentru că voi sunteți niște mari proști. Mari de tot. Ești un om mort acum, Larkin. Ce se întâmplă? Mi-ar plăcea să mai stau cu voi, băieți, însă trebuie să plec. Acum te-am prins. Lici, vreau să vă văd în biroul meu chiar acum. Nu tolerăm să nu purtați pantaloni în școală, ați înțeles? Dar el știți... Ne-a lipit! Mergeți în biroul meu. Voi băieți și pozele voastre atât de bune. E cam ciudat să nu intrăm în încurcături, dar e interesant de văzut cât de departe putem ajunge. Aole, cine e directorul? Mami, ajută-mă, te rog, mami. Mami. Bună treabă să îmbraci manechinul și să chem presa, a fost o idee grozavă. Transmitem în direct de la școala East Gecko, unde directorul, domnul de Roza, pare să fie prins în vârful unui stâlp de iluminat și nu poate coborâ. E neobișnuit. Ce se întâmplă aici? Larkin, tu începi să mă plictisești cu farsele tale. Wow, e cel mai tare nerv de oțel, dar o să-l fac să cedeze. Nu mă vei crăpa niciodată. Încă o dată, te rog. Da, intră. Sunt puțin stresat și aș vrea să stau într-un loc liniștit. Nu e nicio problemă, Andy. Nu vrem să fii stresat. Ia-ți ziua liberă. Relaxează-te oriunde vrei. Mă gândeam la un loc ca... Uite aici, ar fi perfect într-un scaun cum ar fi acela. Aici ți-ai pierdut, vreau să zic cu siguranță, tinere Larkin. Ia un loc și relaxează-te.
Da, vă mulțumesc, domnule director. Este cel mai bun loc. Acum știți dacă m-ați putea lăsa puțin singur? Eu am să plec puțin de aici, da, sigur. Domnișoară Webles, m-am săturat! Dați-mi-l pe primar pe fir! Până nici eu nu credeam că de Roza poate fi atât de insistent. Nu mă interesează, trebuie să-l ridici în strâmb pe Andy Larkin până când problema actului de proprietate se rezolvă. Trebuie să-ți reamintesc că cei de la știrile locale fac un reportaj despre mine săptămâna asta? Ai înțeles? Dacă nu obținem școala, vom arăta ca niște bufoni, e clar? Da, dar odată ce orașul va deține școala din nou, îl vreau pe Larkin. Îi voi da cea mai lungă detenție pe care a avut-o cineva vreodată. Ar fi trebuit să-mi dau seama că nu va uita de detenție. Dar va trebui să o facă dacă vrea școala, nu? Aproape uitasem de aniversarea de 100 de ani a școlii. Întotdeauna ai responsabilități ca proprietar. Da, doamna Weebles, puteți să-i spuneți lui Danny Pickett să vină la birou, vă rog? Și rugați-l pe directorul de Roza să-mi aducă o cutie de cola, fără gheață. Mulțumesc. Wow, chiar ai preluat totul. E noua mea cameră de control a misiunii. A sosit un domn muș. Poftiți-l înăuntru. Drăguț birou, terminam și eu școala dacă s-ar fi purtat așa de frumos cu mine. Luați un loc, domnule, mai bine ia notițe, Danny. V-am chemat pe amândoi aici pentru a mă ajuta cu o mega glumă pentru a marca aniversarea 100 de ani a școlii. Nu eram sigur ce să fac exact, dar am citit istoria Est Gekel scrisă de străbunicul meu. Când în sfârșit s-a deschis școala pe pământul pe care l-am dat orașului pentru un dolar, vai de capul meu, în aceeași zi am fost loviți de o tornadă care a măturat totul și a stârnit praf în aer. Mă înțelegeți? Asta este farsa! O tornadă! E un ordin cam greu, Andy. E, așa e. Acum, uite de ce avem nevoie. Danny, du-te să iei niște mâncare tradițională, cum ar fi varză, prune și restul. Am descărcat rețetele astea de pe internet. Păi, nu sunt un bucătar priceput, dar... Nu. Du-le celui care se ocupă cu aprovizionarea la magazin și roagă-l să le livreze la școală. Dar asigură-te că folosesc siropul de prune cel mai concentrat. Sună exploziv. Și asta nu-i decât jumătate. Acum, Maș, am reușit să împrumut un sistem de ventilație supersonic de la o companie care face motoare cu jet. Am nevoie să ajungi până la sistemul de ventilație. Bineînțeles, ventilațiile aeronautice sunt specialitatea mea. Asta și livrarea de pizza. Vom avea de asemenea nevoie de 5 baloturi de fân, câteva banițe de praf, 4 lopezi de bălegar de vacă, o roabă, o porție mare de cartofi prăjiți și sos de friptură. A? Pentru ce sunt cartofii prăjiți și sosul? Mi-e foame. Vor vorbi despre asta în următorii 100 de ani. Cei de la catering au fost încântați să pregătească niște rețete vechi. Minunat! Sistemul de ventilație supersonic a ajuns aseară. După ce toată lumea mănâncă, nu vor putea să dea drumul la ventilație destul de repede. Și totul va fi ca acum 100 de ani. Îmi vor da nota 10 pentru cercetări. Am nevoie de dovadă că școala este a noastră, e clar? Dacă nu avem un apel legal, vom părea niște proști. De ce e așa de cald aici? Nu-mi vine să cred! Totul arată cât se poate de real. Dar chiar miroase real. Am folosit bălegar adevărat și sunt supa pe peste tot pentru o tornadă pe cinste. Ai, ce frumos, e, ce petrecere frumoasă. Mai mult paci, mă rog. Ați încercat rulourile cu varză? Este foarte bună varza asta murată. Primarul va fi foarte impresionat. Domnule Hopkins, delul orașului făcut de clasa dumneavoastră arată foarte bine. Nu am comandat mâncare tradițională, însă firma de aprovizionare probabil a aflat că este pentru aniversarea 100 de ani a școlii. Primarul Roth trebuie să sosească pentru a vedea prezentarea clasei voastre. Are o echipă de televiziune cu el, așa că vă purtați exemplar, cred. E minunat! Cu camerele de la vedere aici am putea face știrile locale sau poate chiar știrile naționale cu Floyd Penfield. Mai bine ne asigurăm că Maș e gata. Miroase bine aici, Maș. E totul pregătit?
Cu siguranță este. Dar poate un pic de bălegar în plus pentru extra textură. Nu vor ști ce i-a lovit. Iar înainte de farsă, este aproape la fel de interesant ca în timpul ei. Mulțumită panciului de prune al bunicului Mirtu, lucrul ăsta va avea mai mulți pirotehnici decât un concert. Ai vinotă! Vai, ce bine! A început distracția. Directorul de Roza nu e aici. Pariez că îi arată primarului împrejurimile. Și acum, la 100 aniversarea școlii noastre, vom vedea o copie în miniatură a felului în care era orașul acum 100 de ani. Să vedeți și voi cum era pe atunci. Mă bucur că este toată lumea prezentă. Primarul Rot ni s-a alăturat, bineînțeles, pentru a celebra aniversarea școlii. Sunt onorat să iau parte la această sărbătoare și sunt mândru că sunt primarul acestui oraș. Și am făcut un anunț în legătură cu această aniversare. Săptămâna aceasta am aflat că afacerea încheiată între oraș și proprietarul original al pământului nu este valabilă. După ce termin cu farsele, din tot sufletul le ofer școala. Vreau doar să pornească aerul condiționat odată și să lăsăm lucrurile să decurgă. Oricum, astăzi al dumneavoastră sincer am salvat banii orașului găsind eu însumi actul de vânzare. Astfel sunt încântat să anunț că orașul deține școala 100%. Deci nu trebuie să fiți îngrijorați de nimic. Dacă au actul pământului, atunci eu nu mai am să le dau nimic după. Pentru a scăpa, după ce fac farsele astea. Nu contează un an de detenție. O tornadă cu bălegară în ea, directorul de Roza îmi va da detenții pentru o viață întreagă. Bine, Larkin, numai 25 de ani au mai rămas din detenția ta, ai înțeles? Poți folosi spălătoria. Nu! Poate am noroc și nu deschide nimeni sistemul de ventilație. Nici o șansă, devine urâtă treaba. Scuzați-ne! Dă drumul la sistemul de ventilație! Sistemul de ventilație! O idee excelentă, domnule Rot! Oh, nu! Și aici este reconstituirea orașului așa cum era acum 100 de ani. Asta va împrospăta puțin atmosfera. Orașul miroase autentic. Ce spectaculos, nu-i așa? Păcat că vom fi morți după asta. Filmează în continuare. Suntem în direct, da, este o tornadă în interiorul școlii Tim Gaker. Wow! Opriți-vă, opriți-vă! Larkin, dacă o să pun mâna pe tine, te... Mai bine să ieșim de aici. Te-am prins! Farsele tale au făcut ca săptămâna asta să fie cea mai rea din viața mea. Acum nu pot decât să sper că va fi mult mai bine. În primul rând, vei primi pedeapsa pentru toată viața ta, ai înțeles? Este puțin cam aspru. Pot să fiu, sunt directorul școlii și ceea ce zic eu, asta se face. Dar, domnule, eu doar mi-am făcut tema pentru ora domnului Hutchins. E foarte bine, dar glumeam cu pedeapsa. Andy Larkin este unul dintre cei mai spirituali elevi ai mei. Și asta era tema ta, tinere? Păi, am vrut ca totul să fie exact ca acum 100 de ani și în timpul cercetărilor am aflat că exact acum 100 de ani, în aceeași zi în care s-a deschis școala, a fost o tornadă. Trebuie să fi făcut un efort extraordinar pentru a organiza o celebrare unică. Incredibil! Sistemul nostru educațional nu înseamnă nimic dacă nu este meticulos. Bună treabă, Larkin! Putem învăța multe de la tineri, chiar și despre trecut. Și taie! Hei, mulțumesc! Primarul devenise puțin plictisitor. Pariez că batem știrile naționale cu partea asta. Știrile naționale?
cu Floyd Penfield? Camera încă mai filmează? N-am terminat cu tine, Larkin! Eu nu am terminat cu tine, de Rosa. Vreau să te văd în biroul meu luni dimineață la prima oră. Este posibil să fie nevoie de un director în orașul vecin. Unde a plecat Larkin? Te prind eu! Te pun, o să pun mâna pe tine! Te prind eu! Lasă că te prind eu! Puse cap la cap, trebuie să spun că a fost o săptămână destul de bună. Sper doar să ajung acasă la timp pentru a vedea știrile naționale. Scuză-mă. N-ai mâncat mult din mâncarea aia, nu? Oh-oh. A, nu, iar începe. Oh.